Bună seara tuturor! Suntem bucuroși, ca în fiecare săptămână, din ultima lună aproape, să vă invităm pe toți cei care ne urmăresc acum live pe pagina de Facebook, dar și pe cei care vor vedea înregistrările mai târziu, fie că o vor face pe Facebook, fie că o vor face pe canalul nostru de YouTube, la o nouă ediție a conferințelor Plantăm Fapte Bune în România. Numele meu este Marin Toma, sunt una dintre gazdele noastre de astăzi. Și până să dau cuvântul mai departe colegului Mihai Enescu, aș vrea să vă invit pe toți să vă alăturați, să ne scrieți comentariile, ideile, părerile dumneavoastră în chatul postării de pe Facebook, iar dacă ne urmăriți mai târziu sau pe alte canale, să ne scrieți pe e-mail, în comentariile de pe YouTube sau pe chatul paginii de Facebook. Mihai, bine te-am regăsit din nou în lumea online pe pagina noastră. Despre ce vorbim astăzi și mai ales de ce? Iar apoi, cu cine? Mulțumesc, Marin. Vă salut și eu, dragilor. Iată, ne-a ajuns la cea de-a patra ediție a live-urilor Plantăm Fapte Bune în România. Aș trece rapid în revistă ceea ce am discutat până acum, și anume despre utilizarea imaginilor satelitare, despre proprietatea, structura proprietății în România, iar ediția trecută cu colegul Bogdan Candra am vorbit despre tehnologii moderne bazate pe LIDAR în ceea ce înseamnă determinarea volumului biomasei carbonului în păduri. Astăzi continuăm tot cu un subiect de actualitate pentru țara noastră, deși veți vedea că la nivel mondial acest PFC există de până 1999. De anul trecut avem demarat un proces de certificare și la noi în țară. Anul ăsta ne lăudăm cu primele păduri certificate PFC. Dar nu aș vrea să-i fur pâinea de la gură, cum se spune, bunului meu prieten, dar și coleg de facultate, Lucian Filigian, secretarul general PFC România, cel care ne va demonstra, ne va povesti cum să ne poziționăm fiecare dintre noi în poziția de cumpărător atunci când, de cumpărător al produselor de lemn, atunci când dorim să protejăm pădurile. Lucian, mulțumesc mult că ai acceptat invitația, abia așteptăm să te ascultăm și abia aștept să te iau la întrebări. Lucian, te rog. Bună seara tuturor, mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea de a discuta despre certificare, dar nu numai în această după amiază. Mai ales că astăzi este o zi cu totul specială, fiind Ziua Mondială a Vieții Sălbatice. Este o zi extrem de oportună pentru a avea o astfel de discuție. Așa cum deja Mihai a făcut intrarea, vă voi povesti câte ceva astăzi despre PFC sau PEFC, așa cum este cunoscut el în lumea largă. O să încep prezentarea prin a vă spune că, conform FAO, este de așteptat ca până în 2050 nevoia de lemn la lumii să se tripleze, ajungând la mai mult de 10 miliarde de metri cubi. Este așadar așteptat ca lemnul să devină din ce în ce mai folosit și trebuie să știm cu toții că până acum și cu siguranță va exista și în continuare un mare lobby al industriei de construcții, în special a producătorilor de beton sau de cărămidă sau așa mai departe, de a cumva denigra lemnul și de a-l trimite spre o zonă din asta care nu-i face cinste, spunând că nu este un material de construcții potrivit. Dar lumea din ce în ce mai mult realizează că nu este așa și că lemnul va deveni materialul de construcție așa cum a fost în trecut, de altfel, în umanitate. Peste tot în lumea largă, construcțiile încep să fie mai mari, mai înalte, mai luxoase, mai elegante, iar lemnul devine materialul la alegere în aceste hoteluri, cum puteți vedea în imagini, sau în această librărie din Helsinki, sau aici puteți vedea un tur de observație într-o pădure din Danemarca.
sau această distilerie de whisky din Scoția, care este cu adevărat o operă de artă, având un acoperiș format din 380.000 de componente și peste 1750 de grinzi din lemn certificat PFC. Certificarea forestieră la nivel global. Aici aș vrea să vă spun câte ceva, în primul rând, despre modul în care certificarea a luat naștere. Certificarea a apărut mai întâi ca un răspuns la îngrijorările legate de conservarea pădurilor lumii și s-a dezvoltat ca urmare a unei conferințe ONU din 1992 în Brazilia, care a definit dezvoltarea durabilă ca un obiectiv comun al umanității. Principiile pădurii au fost unul dintre cele 5 documente rezultate și acesta afirma că pădurile sunt esențiale pentru dezvoltarea economică și menținerea tuturor formelor de viață. Însă, guvernele nu au reușit să cadă la acord asupra specificului gestionării durabile a pădurilor la nivelul Națiunilor Unite și, prin urmare, certificarea pădurii a apărut ca un proces și ca un mecanism pentru a aduce oamenii împreună și pentru a o defini. Astfel, în 1994 apare FSC. Acesta este înființat de câteva ONG-uri de mediu, ca WWF și Greenpeace, și câțiva mari retaileri, cu scopul de a proteja suprafețele de păduri mari din Amazon în general. Cu toate acestea, proprietarii mici de păduri, în special cei din Europa, nu puteau îndeplini acele criterii create pentru suprafețele uriașe, așa cum vă spuneam, ale pădurilor ecuatoriale sau tropicale, astfel au decis crearea PFC în 1999, acțiune care a dus, iată, la cel mai mare sistem de certificare al lumii. Astăzi, ambele FSC și PFC, însă sunt mult mai adaptate pentru toate zonele forestiere ale lumii, fiind folosite atât în păduri mari cât și mici în toate emisferele. Înțelegem că sunt, acestea sunt principalele sau cele mai importante două sisteme de certificare a pădurilor, respectiv PFC și FSC la nivel mondial, dacă ne referim ca și suprafețe certificate. Dar ne poți spune dacă ai idee câte alte sisteme mai există la nivel mondial? Nu știu să vă spun câte, dar cu siguranță mai există multe. Ca idee, și în PFC au intrat alte sisteme de certificare, preferând să se asigure că respectă aceleași principii ca și PFC. Și astfel, practic, PFC este de fapt o alianță a unor sisteme de certificare națională. Și mai sunt la nivel național sisteme de certificare mai mici decât cele două pe care le-am menționat deja. Dar nu sunt singurele. Așadar, în primul rând, trebuie să punctăm și să spunem clar că certificarea este un proces voluntar. Nimeni nu poate obliga un proprietar de păduri sau o companie să se certifice în niciun fel. Singurul care decide dacă o să o facă sau nu este, de fapt, cumpărătorul. Cumpărătorul este cel care face cererea de pe piață. Dacă atunci când mergem la raft și ne uităm pe ambalajele produselor noastre și căutăm aceste logo-uri sau aceste sigle verzi, atunci automat va fi o piață pentru aceste produse. 13% din pădurile globale sunt certificate la această oră. 28% din lemnul rotund industrial este certificat. Și trebuie să ținem minte că la nivel global există, conform FAO, peste 4 miliarde de hectare de pădure, însă sunt certificate de PFC undeva la 320 de milioane. Deci mai este mult loc în față. Așadar, aici putem vedea într-un grafic sugestiv modul în care PFC a crescut de-a lungul anilor. În 1999, așa cum vă spuneam, exista doar FSC. Ulterior, PFC a urcat constant,
Anul acesta, la ora la care discutăm, sunt undeva în jur de 320 de milioane. Deci au mai scăzut puțin, dar sunt niște fluctuații normale. Pe această hartă puteți vedea distribuția celor 48 de sisteme naționale aprobate de Consiliul PFC. Deci în aceste țări există standarde aprobate. Și sunt 55 de membri, deci 55 de țări membre a acestei alianțe. Sunt peste 20.000 de companii certificate la nivel global, din 71 de țări. Și, așa cum vă spuneam, peste 320 de milioane de hectare certificate PFC. Trebuie să știți totuși că majoritatea companiilor certificate sunt în Europa, iar cele mari, cinci mari țări proprietare de păduri, să spunem așa, SUA, Canada, Rusia, China și Brazilia, acoperă peste jumătate din cei 320 de milioane de hectare. Așadar, cum încerc să vă explic, ca să înțelegeți mai bine cum funcționează PFC, PFC, de fapt, așa se și definește ca o organizație umbrelă. Deci sub această umbrelă, de fapt, sunt aceste alianțe de sisteme naționale. În partea stângă sunt, de fapt, țările care sunt membrii ai organizației. Și în partea dreaptă sunt diverse asociații, companii, ONG-uri care au un cuvânt de spus în dezvoltarea acestor standarde și acestui sistem. FC a luat naștere ca un sistem, ca un organism de guvernanță națională al sistemului românesc și a fost înființat în ianuarie 2016. Ca și curiozitate, PFC a fost înființat de organizații naționale românești, respectiv de Nostra Silva, Open Fields, Consilva, Romontana, Asociația Companiilor pentru Amenajarea Pădurilor și este o organizație deschisă. La ora asta, oricine își dorește poate să trimită o cerere de a intra în organizație. Anul trecut au intrat cei de la Prolem, iar momentan avem o cerere din partea ASFOR, care este în procesare și la următoarea adunare generală se va vota dacă va fi dorit acest lucru. Așadar, PFC România este organismul de control al schemei naționale de certificare și al organismului de standardizare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că PFC România creează standardul și are posibilitatea să-l modifice sau este cel care organizează sistemul. Însă, PFC România nu face certificările efective. O să vă povestesc despre asta mai târziu. Ca scop și obiective, au fost și sunt sprijinirea silviculturii durabile, promovarea utilizării lemnului ca resursă regenerabilă, stabilirea și revizuirea schemei de certificare din România, elaborarea de orientări, proceduri și standarde pentru certificarea lemnului și implementarea și dezvoltarea ulterioară a acestora, furnizarea de informații și consultanță pentru certificarea lemnului, realizarea și menținerea contactelor cu sisteme de certificare regionale, naționale și internaționale și organizarea colaborării cu Organizația Internațională de Certificare, PFC, respectiv Consiliul PFC sau PFC Internațional, așa cum este cunoscut el. Lucian, te-aș întreba, apropo de prima afirmație, primul obiectiv, sprijinirea silviculturii durabile. În ce mod? Cum adică, dacă ne poți explica pe puțin, te rog? Ca să înțelegem mai bine, ar trebui să definim puțin, poate, ce este managementul sustenabil al pădurilor. Respectiv, definiția lui este gospodărirea și utilizarea pădurilor și a terenurilor forestiere într-un mod și într-un ritm care să le menține biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea și potențialul lor de a îndeplini acum și în viitor funcțiile ecologice, economice și sociale relevante, la nivel local, național și global. Este foarte clar că acești trei piloni, cei trei piloni fiind aceste funcții,
cea ecologice, ecologică, economică și socială nu pot fi, știu eu, separate sau nu le putem compartimenta sau aborda individual. Când ne lipsește un pilon, nu ne putem proteja pădurile. Comunitățile dependente de păduri și economiile rurale nu vor prospera, teriile ilegale nu vor fi diminuate și oportunitățile de dezvoltare nu vor fi, nu vor fi capturate. Cred că ți-am răspuns oarecum la, la întrebare. La ora actuală, așa cum vă spunea Mihai, avem primele 12.000, aproape 12.000 de hectare de pădure certificată în România. Ele aparțin unitar unui singur proprietar, respectiv Tornator. Este un proprietar care deține păduri în Finlanda și în Estonia. Așadar, este un proprietar străin care a venit și a cumpărat păduri în România, dar din păcate, putem spune că e mai ușor de lucrat cu acești oameni pentru că ei înțeleg, venind din țările lor, ce înseamnă să ai o pădure certificată și de ce e nevoie de o pădure certificată și ce înseamnă să respecti aceste reguli ale certificării pe piața internațională. Atunci când lemnul tău vrei să ajungă absolut în toată lumea, nu doar până la, știu eu, primul depozit sau primul gater. Sunt 44 de certificate pentru lanț de custodie. Certificatele pentru lanț de custodie sunt o cealaltă jumătate a certificării, dacă vreți. Deci după ce pădurea este crescută în mod sustenabil, tot restul lanțului până la clientul final trebuie să treacă prin niște verificări, niște controle, să știm că lemnul respectiv ajunge pe raft și nu se amestecă cu alt lemn care nu este certificat și nu ne prezintă aceleași garanții. Din aceste 44 de firme, totuși, una singură este o firmă de exploatare. Restul sunt firme din domeniul printului, din domeniul așadar al hârtiei, care au cerere din piață de la clienții lor de a produce ambalaje din hârtie sau din carton care provine din păduri certificate. Deci îmi deduc din ceea ce spui tu că această certificare PFC, precum și FSTC-ul, precum și altele, au apărut ca și o nevoie, ca și o cerere a pieții. Dar din perspectiva de proprietar, eu sunt proprietar de pădure și vreau să îmi certific pădurea PFC, ipotetic vorbind. Ce beneficii aș avea? Pentru că, din câte cunosc, ar trebui să plătesc un audit, adică aș avea costuri suplimentare. S-ar justifica, din toate perspectivele, să fac acest pas? S-ar justifica. Acum, aici, pe tema asta există o întreagă discuție. Din punctul meu de vedere, certificarea nu este altceva decât o unealtă. Depinde de fiecare cum reușește să o utilizeze sau nu. Da, auditurile se plătesc, ca orice lucru nu vine nimic gratuit, auditurile se plătesc și nu sunt sume foarte mici, pentru niște proprietari mici pot fi chiar mari, însă motivul pentru care îi face acest lucru este acela de a deschide piețe externe, de a deschide piețele către companii mai mari, mai puternice financiar, care să te poată sprijini și care să se implice mai mult, inclusiv în partea asta a sustenabilității, adică să vină efectiv și să-ți spună, uite, eu vreau lemn certificat. Păi dacă îl vrei lemn certificat, atunci mai pune ceva la prețul de achiziție al lemnului și ajută-mă să respect toate condițiile certificării. Pentru că, în afară de cele din legea națională, mai sunt unele reglementări care trec peste lege uneori. Sau, nu știu, astea sunt destul de puține, mai ales în cazul PFC. PFC fiind un sistem, și aici vin la slide-ul care este afișat acum, pentru că PFC este un sistem care s-a dezvoltat cu legea națională în mână, cu codul silvic în mână. El a fost dezvoltat de la zero,
Nu este un standard așa cum este FSC, care are un standard internațional, care este modificat pe aici pe acolo ca să poată fi aplicat și în țări, cum este și cazul în România, cred că de anul trecut au și ei un standard național. În cazul PFC, efectiv, s-a luat legislația, s-a creat un standard care trebuie să țină cont și de aceste cereri internaționale, de standardul mamă, dacă vreți, de standardul de bază, dar este unic, este al României. Și atunci când încerci să aplici acest standard în pădurile României, o să găsești că este mult mai ușor și este mult mai adaptat situațiilor românești pentru că a fost creat de la zero pentru România. El se modifică din 5 ani, intră într-un proces de revizie, adică acolo unde legea se schimbă, schimbăm și noi standardul pentru a putea fi aplicat în continuare. Dacă sunt probleme în aplicarea lui, fiind o organizație națională, orice persoană care sau entitate care aplică standardul poate veni către noi cu explicații. Noi putem emite, știu eu, niște anexe eventual care să explice mai bine aceste lucruri și e mult mai ușor de colaborat. Acest slide este rezultatul unui chestionar ce l-am făcut public la începutul anului acestuia și, spre surprinderea mea, am avut rezultatul că doar 15% din respondenți au considerat că PFC este mai adaptat la situația forestieră din România, ceea ce cred eu că nu este nici pe departe adevărat, dar acesta va fi demonstrat doar prin aplicabilitate, doar în momentul actual, când am început să avem hectare certificate și proprietarii ne vor spune pe parcursul timpului dacă într-adevăr sunt lucruri care trebuie modificate sau nu. Așadar, Marin, vrei să-mi spui ceva? Da, voiam să intervin puțin și să te las pe tine să ai libertatea de a adăuga informațiile în funcție de prezentarea și de cum decurge ea, pentru că știi mai bine care sunt următoarele slide-uri. Voiam să dezvolt puțin ceea ce spunea Mihai mai devreme și am rugămintea să ne spui pe parcursul slide-urilor, pentru cei care ne urmăresc, în esență, mai ales din punctul nostru de vedere, adică al consumatorului obișnuit pentru început, de ce m-ar interesa pe mine să aleg un produs din rafturile de magazin care are o siglă PFC, dar și altele, să zicem în cazul în care le observ și caut să văd despre ce e vorba, ce garanții îmi pot da mie cumpărător, că sunt produse de, sigur, de ce tip sunt, asta era și întrebarea, și apoi, într-adevăr, și pe partea cealaltă, care sunt beneficiile celor care, sigur, sunt proprietari de păduri, celor care exploatează pădurile sau le administrează, dacă e cazul vreunui ocol, deci celor care sunt implicați, practic, din punct de vedere silvic în acest management responsabil. Deci de ce ar face ei așa ceva? De ce și-ar bate capul, sigur, ghilimele, dar știm cu toții că e o expresie care, de ce s-ar chinui, nu? Să-și certifice pădurea și cu ce scop? Deci care ar fi beneficiile? Cu ce ar putea să se câștige din asta? Da, o să punctez lucrurile astea în slide-urile următoare și o să le și detaliez și după aceea, dacă mai aveți întrebări, cu cea mai mare plăcere o să vă răspund. Ca să revin la slide-ul afișat acum, sunt câteva întrebări care vin constant atunci când vorbești cu cineva despre certificare, mai ales la început. Atunci când vorbești despre PFC, ai senzația că PFC sau organizația PFC trebuie să facă tot. E bine, lucrurile sunt destul de bine împărțite, tocmai pentru a avea această siguranță că lucrurile nu sunt măsluite. Deci, practic, dacă PFC România a creat un standard, el este organismul care organizează acel standard. Auditurile, verificările sunt făcute de niște organisme de certificare, așa se numesc ele, sunt independente, ele lucrează pentru, în principiu, pentru toate standardele, adică și pentru FSC, și pentru PFC, și pentru altele.
și ele fac auditurile. Ele au auditori, ele au oameni specialiști sau specializați care studiază standardul, cunosc legislația și care fac efectiv verificările. În cazul PFC, certificatul este emis de acest organism de certificare. Deci doar el poate să emită certificatul și poate să-l și retragă. În cazul FSC, organizația FSC este cea care emite certificatul și îl și retrage. Organismul de certificare va retrage un certificat doar dacă are dovezi clare că sunt încălcate anumite prevederi foarte importante ale standardului și acestea nu sunt corectate. Aici mai intervin și organismele de acreditare. Cine sunt aceste organisme de acreditare? Sunt cei care verifică organismele de certificare. Aceste organisme de acreditare sunt de mai multe tipuri, dar în cazul PFC sunt organismele de acreditare naționale. La noi în România se numesc RENAR. Ei acreditează absolut tot ce înseamnă organisme de certificare sau de standardizare, pentru că atunci când spunem standard, ne referim la industria auto, ne referim la industria medicală, ne referim la absolut orice industrie care a creat niște standarde de calitate. Nu neapărat doar de calitate, de management, de calitate și așa mai departe. Ei trebuie să verifice aceste organisme de certificare. Și așa, practic, unii se verifică pe ceilalți pentru a păstra această independență. În titlul prezentării de astăzi apărea o sintagmă care poate sună ciudat. Cum putem proteja pădurile tăindu-le? În următorul filmuleț, vă las cu el 3 minute, o să puteți citi și vedea puține detalii despre acest lucru. Luci, aș dezvolta puțin ideea, te-aș întreba, te rog. Era o afirmație acolo apropo de carbonul stocat și apropo de sursa lemn, care este o sursă, evident, regenerabilă. Aș vrea să subliniem puțin, te rog, dacă poți dezvolta această idee, de ce ar fi de ales, de ce este bine să alegem lemnul în detrimentul plasticului sau altor produse, în contextul în care din lemn, dar și din alte produse, putem genera, putem crea, să spunem, mai mult sau mai puțin aceleași obiecte. Și m-aș duce puțin și către o primă idee pe care ai prezentat-o în debutul acestui live, utilizarea lemnului în construcție, spre exemplu, în detrimentul betonului. Unde ar fi principalul câștig? Pentru noi, pentru fiecare dintre noi, dar și pentru societate în ansamblu. Dacă poți puțin dezvolta ideea, te rog. Vezi că ai microfonul închis, Luci. Se cunoaște că industria construcțiilor
este una dintre cele mai mari emitente de carbon. Betonul nu absorbe carbon, îl emite. Plasticul, să nu mai discutăm, provine din petrol. Deci singurul material atât de minunat cum este lemnul, el este regenerabil și mai mult decât atât, în momentul în care îl folosim în construcții, stocăm acel carbon care la rândul lui a fost stocat în creșterea arborului, îl stocăm pentru sute de ani, atât timp cât lemnul acela va fi parte a locuinței respective. Mai mult decât atât, în momentul în care o construcție din lemn este dărâmată sau și-a îndeplinit scopul, lemnul acela poate fi refolosit. De multe ori vedem că este din ce în ce mai mult la modă să folosim lemn vechi. Și este foarte frumos, lemn de sute de ani. Cu cât mai vechi, cu atât mai bun. Așadar, pentru mine nici măcar nu există un semn de întrebare aici, dacă e bine sau nu să folosim lemnul în construcții. Din păcate, nu locuiesc într-o construcție de lemn. Locuiesc ca noi toți aproape în construcții din beton și ciment pentru că sunt mai ieftine. Nu din alt motiv. S-a creat imaginea acum că lemnul nu durează, că lemnul arde mai repede, că lemnul, știu eu, este mâncat de insecte sau așa mai departe, așa cum vă spuneam, niște campanii uriașe de lobby, dar lemnul își dovedește valoare din ce în ce mai mult și cu siguranță va deveni peste tot materialul de bază, pentru că din lemn se poate face absolut orice. O să vă arăt și mai târziu doar câteva produse care pot fi făcute din lemn, respectiv din celuloză. Așadar, din punctul meu de vedere, dacă, așa cum și în filmuleț era prezentat, dacă lemnul rămâne în pădure, acum și aici ecologiștii se vor supăra și vor spune nu, pădurile bătrâne stochează carbon și este adevărat, însă e nevoie de echilibru, așa cum spuneam, de cei trei piloni. Este nevoie de echilibru, avem și nevoie de lemn și avem nevoie și de păduri de producție, păduri care să ne ofere lemnul de care avem nevoie. Pădurile care sunt seculare și pădurile care trebuie protejate să fie protejate, iar pădurile care sunt pentru producție, să spunem, sau parțial pentru producție, să fie exploatate în asemenea mod încât impactul asupra mediului și asupra ființelor din pădure să fie minim și să încercăm să găsim acea metodă de a proteja pădurea folosind. Dacă noi folosim pădurea în mod inteligent, ea va rămâne pădure în continuare. Dacă proprietarul de pădure, trebuie să înțelegem că și în România jumătate din proprietarii pădurilor sunt persoane fizice sau juridice, alții decât statul. Dacă aceste persoane ar avea libertatea și mulți, din fericire sau din păcate o au, să schimbe destinația acelui teren, deci efectiv să facă defrișare, ar face-o prin simplu motiv că pot obține mai mulți bani din terenul ăla fiind pajiște sau pășune, ceea ce nu e tocmai normal. Dacă lemnul are valoare, el își va dori în continuare să aibă lemn pe acel teren. Asta e secretul. Nu se poate să avem păduri sau nu se poate să avem protecție fără bani la proprietari. Mă întrebați de beneficii. Pentru proprietari, evident, sunt beneficii de imagine, pentru că știm foarte bine care este imaginea proprietarului de pădure în România și nu numai, pentru că e surprinzător să afli, de exemplu, că în multe țări europene un proprietar de pădure poate să meargă bine mersi, fără să întrebe pe nimeni, cu motofierăstrăul în mână să-și taie un arbore pe care să-l facă bucăți și să-l pună pe foc, că vrea el să-și facă un foc de tabără, și nu va risca nici măcar o amendă, dar emite pușcărie așa cum se poate întâmpla în cazul nostru. Când expui unor astfel de proprietari din vestul Europei sau din lume
metodele prin care noi încercăm să ne protejăm pădurea, rămâne așa cu gura căscată uneori. Așadar, e mult de lucru la imagine. Trebuie să explicăm că lemnul este o resursă și că nu este o soluție ca el să rămână în pădure și doar să ne uităm la el ca la un tablou. Proprietarii pot beneficia de aceste prețuri premium. Mulți vor spune, nu este adevărat, eu n-am primit niciodată un leu mai mult pe lemn certificat decât celălalt. Este posibil. Certificarea nu garantează că acel lemn va fi mai scump. Însă, în timp, va garanta că lemnul necertificat va fi mai ieftin. Practic, este un bonus-malus, nu un bonus pozitiv. Nu trebuie văzut neapărat că vei primi mai mulți bani dacă ești certificat. Probabil că dacă nu o să fii certificat în viitor, nu o să mai poți să vinzi lemnul. Sunt țări în care oamenii se plâng pe piață că, de exemplu, sunt țări în care, spre deosebire de ce se întâmplă la noi, există foarte mult lemn care intră în piață, care nu este înregistrat în pădure sau în fondul forestier. El intră pe piață pentru că sunt proprietari care au ferme care de sute de hectare sau de mii de hectare și undeva într-un colț al fermei are și el o pădurice și la un moment dat vrea să taie de acolo și să pune lemnul ăla pe piață. Ei bine, lemnul ăla nu are management, nu are un plan de management, nu e inclus în niciun amenajament și află că nu poate să vândă lemnul ăla pentru că nu e certificat și nu are niciun document efectiv pe el, ceea ce e ciudat. Dar din ce în ce se pune mai mult preț pe aceste lucruri în lumea modernă și civilizată. Va veni timpul să o facem și noi. Beneficiază de o verificare independentă a administratorului fondului forestier. Așa cum știm foarte bine, în România ocoalele silvice sunt cei care fac administrarea efectivă, nu proprietarul. Proprietarul are mai multe obligații și mai puține beneficii, printre care să plătească acești administratori să-și facă treabă. Dar foarte mulți proprietari habar nu au despre munca depusă acolo de silvici, pentru că ei la rândul lor nu sunt silvici și au încredere în oamenii ăia că fac ce fac bine. Ei bine, se întâmplă să nu fie așa. Și atunci e bine ca un corp extern să vină acolo, să facă niște verificări și să spună, da, este corect sau nu este corect. Se plătește, normal, dar eu zic că e bine să știi dacă pădurea ta este administrată corespunzător sau nu. O mică portiță în legislație, conform codului fiscal, pădurile certificate sunt scutite de la impozitul pe teren. Aici, la fel, am întâlnit tot felul de situații în care unele primării m-au spus, eu nu știu ce certificările astea, eu nu-ți dau nicio scutire. Au fost cazuri când s-au deschis inclusiv procese pe tema asta, câștigate, dar inițial a fost în codul silvic, din păcate a fost scos de acolo și a rămas doar în codul fiscal, ceea ce duce la niște nelămuriri, pentru că oamenii din partea asta fiscală nu înțeleg și nici nu știu și nici nu au cunoștințele legate de pădure și de certificare. Ei nu înțeleg ce e asta. Pentru companii, într-un studiu al PFC Internațional, s-a descoperit că clienții au încredere, 54% din ei au încredere în etichete. Așadar, dacă poate în România nu se obișnuiește să ne uităm pe etichetă, mai degrabă ne uităm la eticheta cu prețul decât pe eticheta produsului, ce conține sau din ce e făcut. În foarte multe țări, eticheta contează, oamenii știu ce văd pe etichetă și caută informații. Așadar, posibilitatea de a utiliza eticheta pe cei acești doi arbori verzi este unul din beneficii. Oferă asigurarea că pădurile lumii sunt exploatate într-un mod sustenabil. Asta este și pentru companii, dar este și pentru clienți, evident.
asigură conformitatea cu EUTR, legi naționale și internaționale. Trebuie să știți că în momentul în care o firmă este certificată, automat toate condițiile cerute de EUTR sunt îndeplinite, pentru că există un DDS sau un due diligence obligatoriu inclus în procedurile firmei respective și se merge deja mult peste ceea ce cere EUTR, aș putea spune. Bineînțeles, aș explica puțin, Luci, scuze că întreba, aș explica puțin ce este acest EUTR. Este regulamentul european al lemnului, care se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene. Deci, ca și idee principală, certificarea PFC oferă o garanție în plus că tot ceea ce este prevăzut de aceste UTR, de regulamentele europene al lemnului, dar și de legislația națională, cât și internațională, toate chestiunile respective sunt respectate. Adică, simpla prezentă a acestui logo, a acestui label PFC sau altele, ne oferă această garanție. Pentru că eu, cumpărător, știu că al meu produs pe care l-am cumpărat provine dintr-o pădure gestionată sustenabil, care la rândul este certificată pe PFC, a fost exploatat, lemnul a fost tăiat de către o firmă de asemenea certificată pe PFC, de asemenea fabrica este și ea certificată pe PFC, adică tot acel lanț de custodie, cum se cheamă, fiecare bucată din lanțul de custodie respectă anumite standarde PFC, care, țin să subliniez acest aspect, sunt suplimentare față de legislația care oricum trebuie respectată. Și încă o dată, un sistem voluntar. Nimeni nu mă obligă pe mine, proprietar, firmă care exploatez, fabrică, să obțin această certificare. Pot aplica și numai dacă respect anumite principii care sunt validate de acei auditori, primesc certificatele respective, care, vedeți, oferă multe beneficii atât pentru proprietar, cât și pentru ce aflați pe fiecare bucată din lanțul de custodie. Mulțumesc, Luci, te rog. Mulțumesc și eu. Asigură trasabilitatea materialului certificat. Prin acest lanț de custodie, practic fiecare pas prin care lemnul trece de la pădure până la produsul final este urmărit. Documentele sunt verificate la fiecare etapă, astfel încât, așa cum spunea Mihai, lemn care nu provine din surse legale sau, cum spunem noi, cu risc, să nu intre în acest lanț. Acest lucru este, bineînțeles, important tot pentru clientul final, dacă este vorba de companii. Până la urmă, tot ce face o companie este pentru acest client final, pentru ca acest client să cumpere de la tine și nu de la altcineva. Aceleași beneficii de imagine. De multe ori certificarea este pusă în față atunci când se creează niște politici de achiziții sau atunci când încerci să promovezi că ceea ce faci tu este bine și corect. Și pe bună dreptate, pentru că în spatele acestor etichete este și foarte multă muncă, așa cum vă spunea Mihai, suplimentar. Deci nu trebuie doar să respecti legea, ți se cere și ceva mai mult, chiar dacă din punct de vedere al muncii poate nu merită la prima vedere, cu siguranță, în timp, beneficiile acestora se vor vedea, fie și numai în modul în care crește firma, pentru că aduce un anumit mod de a te organiza mai corect și mai bine. Ce produse pot fi certificate? Aici pornim, bineînțeles, de la buștean, cherestele, ambalaje, pahare din carton sau alte materiale din hârtie. Aici avem niște dulciuri făcute din mestecenii din spatele lui Mihai, din sevă de mesteacă. Aceasta este, de fapt, un ambalaj transparent care seamănă cu plasticul, dar este făcut 100% din celuloză. Evident, hârtie, plicuri, orice fel de ambalaje din hârtie. Haine, foarte mult se merge acum pe acest trend,
de a face haine din celuloză. De ce? Pentru că producția hainelor din celuloză este mai ieftină și mai ecologică. Nu se folosește atât de multă apă ca în cazul bumbacului sau altor materiale naturale. Inclusiv produse ale pădurii, cum este mierea sau fructele de pădure și, bineînțeles, butoaie sau chiar whisky, care a fost maturat în butoaie certificate PFC. Aceste sticle de whisky ar putea și sunt cazuri în care poartă emblema certificat PFC, tocmai pentru că sunt ținute separat în aceste butoaie care provin din lemn certificat și din păduri menegeriate responsabil. O să închei cu această imagine pentru că oamenii ăștia sunt destul de fericiți. Așa vreau să fim și noi și dacă aveți alte întrebări sau dacă vreți să deschideți alte linii de discuție, vă stau la dispoziție cu cea mai mare plăcere. Mulțumim, Lucian Filigean. Te-aș ruga să ne furnizezi acele mesaje de luat acasă, dacă vrei. Din punctul tău de vedere, din experiența poziției de secretar general al PFC România, care ar fi principalele, care sunt provocările voastre la nivel de organizație? Spuneai la un moment dat că în urma unor discuții cu anumiți primari ai menționat că aceștia nu cunosc situația, că sunt sceptici, ceea ce oarecum e normal. Gândiți-vă, reiau ideea, deși PFC România există din 2016 la noi în țară, practic primele audituri au fost realizate anul trecut și primele suprafețe certificate de-abia în cursul acestui an, la începutul acestui an, în contextul în care, să spunem, concurența în piață în România, acest FSC, în prezent are vreo 2,8 milioane hectare păduri certificate, evident, în țara noastră. Concret, care sunt provocările, principalele voastre provocări? Că, na, bănuiesc că fiind noi în piață, oamenii sunt destul de sceptici să-și certifice pădurile, dacă vorbim despre proprietari și, în mod special, micii proprietari, dar și firmele și companiile care activează în România. Da. Din păcate, certificarea la noi nu vine de la sine. La noi certificarea vine atunci când îți este cerută de client și de obicei de clientul din afară. Pentru că asta este. Momentan, în România, clientul, românul care merge efectiv la raft, nu e foarte interesat cu adevărat de modul în care, să spunem, acel produs a fost obținut. Spun din păcate, pentru că deși suntem o țară în care ecologia și mai ales pădurile par să aibă o importanță majoră, în viața de zi cu zi nu sunt atât de mulți oameni care pun preț pe aceste lucruri. E nevoie de educație, în primul și în primul rând. E nevoie ca oamenii să înțeleagă importanța pădurilor pe deplin, nu doar să vadă doar, știu eu, ce își doresc anumite organizații sau anumite părți să le prezinte. Pădurea este mult mai mult decât atât. În spatele acestui cuvânt se află atât animale, atât arbori, atât oameni care trăiesc pe baza pădurii. Sunt comunități întregi care, dacă le-ai luat pădurea, și nu vorbesc doar de România, dar inclusiv în România, dacă le-ai luat pădurea, acei oameni ar trebui relocați, pentru că nu au din ce trăi în aceste zone. Așadar, atunci când vorbim de pădure și stăm bine mersi în birourile noastre, poate dintr-un oraș mare al României, ar trebui să ne ridicăm și să mergem efectiv să vedem care este realitatea pe teren. Provocările noastre ca organizație sunt mai mult personale, în sensul că este o organizație, așa cum spuneam, națională. În momentul în care ești organizație națională, trebuie să te descurci singur. Dacă FSC este o organizație internațională și
ea comandă, ea execută, asta înseamnă că toți banii proveniți din certificări se duc la sediu și după aceea sunt împărțiți acolo unde se dorește. Ori dacă o organizație ca FSC dorește să verse o grămadă de bani în promovare sau în informare într-o anumită țară, 2-3 ani asta face și se simte. Și asta s-a întâmplat și în România. Adică atunci când ei și-au dorit să certifice lanț de custodie și păduri în România, au vărsat foarte multe fonduri și au făcut-o. Bine, cu ajutorul unor retaileri și așa mai departe. Dar în cazul PFC nu funcționează așa. Puterea în PFC este de jos în sus. Adică de la organizațiile acestea mici naționale, informația pleacă în sus, banii, ăștia sunt ai noștri, eu am banii de pe cele 44 de certificate și nu mai mult. Cu ei trebuie să facem totul și probabil ăsta este și motivul pentru care informația nu a explodat la fel de rapid ca în cazul FSC în România, mai ales că FSC a pornit totuși mai repede și a avut susținere mai repede și atunci lumea a zis, păi la ce ne mai trebuie încă unul, las că ajunge. Dar nu e tocmai așa, pentru că acolo unde este doar unul, se naște monopolul și e bine întotdeauna să fie concurență. Noi nu ne considerăm concurenți cu PFC, cu FSC în niciun caz, ne considerăm parteneri și asta nu doar în România, ci și la nivel internațional, pentru că scopul este același. Păduri sustenabil, manageriat. Aș dezvolta, dacă îmi permiți, această ultimă idee. În niciun caz concurență și vreau să fie clar pentru toată lumea că orice pădure poate prezenta dublă, triplă certificare, poate fi certificată PFC cât și FSC în același timp, atâta timp cât respectă principiile și criteriile fiecărui standard în parte. Și aș mai relua o idee destul de importantă din punctul meu de vedere apropo de acest logo, logo PFC, dar și altele. Logo care mie, din postura de consumator, îmi oferă anumite garanții. Și anume că, by default, dacă îmi permiteți expresia, legislația respectivă, normele specifice țării respective au fost respectate. Când zic norme, mă gândesc la management, că pădurea a fost gestionată responsabil, că exploatarea s-a realizat în conformitate cu toată legislația posibilă, că partea de prelucrare de asemenea a urmat toate normele posibile. Simpla prezența acestui logo a unui produs care vine, spre exemplu, din Brazilia, pe mine, cumpărător din România, mă face să cred, să fiu convins de fapt că tot ceea ce s-a întâmplat în pădure, dar și după, a respectat în primul și în primul legislația națională sau internațională în unele cazuri, dar în plus și unele principii cerute de fiecare standard în parte. Este un efort suplimentar, tot ce presupune certificare forestieră și fac o paranteză aici, gândiți-vă că mulți dintre cei care ne urmăriți acum activați în diferite entități juridice, în diferite organizații care sigur aveți certificări ISO, da? Cel mai răspândit standard la nivel internațional. Ei, și certificarea forestieră este practic izvorâtă din aceste standarde internaționale de certificare și practic ne oferă nouă cumpărătorilor, cei aflați la finalul lanțului, dacă doriți, multiple garanții. Și o ultimă idee și închei, vă încurajez să vă uitați de fiecare dată când cumpărați, spre exemplu, un top de hârtie, când cumpărați plicuri ori alte produse de hârtie și carton, pentru că astea în prezent sunt cele mai răspândite în România produse certificate, să căutați siglele ca astfel încurajați această dezvoltare atât la nivel național cât și la nivel internațional. Adică acest management sustenabil, cum îi spunem, al pădurilor atât din țara noastră cât și la nivel mondial. Marin, ai ceva de adăugat? Te rog. Da. Mihai a răspuns în mare parte întrebării pe care a pus-o pe chat-ul de pe Facebook, Bogdan Mihail. Dar aș vrea să dau citire și să mă leg de acea întrebare și să-l rog pe Lucian să completeze cu un răspuns, pe lângă cele deja răspunse de Mihai, care acoperă în mare parte întrebarea. Bogdan Mihail ne întreba, ridicând problema, mai mult sau mai puțin utopică în momentul ăsta în România, dar merită pusă, într-o țară, luăm cazul României, că asta ne interesează mai mult în momentul de față, în care autoritățile
în speță cele, sigur, care au atribuții silvice mai multe și fac foarte bine treaba, respectând și implementând bine regulile naționale, regulile din țară, dar și normele din afară cu privire la silvicultură și care, sigur, ca urmare a acestor realități, determină pe oamenii de rând, în speță noi, să avem încredere în ceea ce fac ei, ce rol ar mai avea certificarea? Mihai a spus foarte bine apropo de normele în plus pe care științele pe care le are fiecare standard. Deci aș vrea să te întreb, pornind de la ce ai prezentat mai pe la început, dar și de la ce a spus Mihai și de la întrebarea lui Mihail Bogdan, cum vezi în anii viitori? Sigur, părerea ta, n-avem de unde să fie ce se întâmplă în viitor cu omenirea, dovadă ultimul an de zile, care a dus multe, multe noutăți și schimbări. Deci, într-un sens, dacă totul merge bine din punct de vedere silvic și toate pădurile sunt administrate responsabil, ce rol mai are certificarea și, la fel, cum vezi viitorul? În sensul în care, dacă vor fi din ce în ce mai multe, eu știu, păduri certificate și consumatorii în speță noi vom cere acest lucru, care ar putea să fie, nu știu, următoarele standarde în plus ca să diferențieze pe piață pe unii sau pe alții dintre producători. Fie că vorbim de cei care, sigur, sunt la baza exploatării lemnului, fie că vorbim de cei care produc și vând mai apoi diversele produse. E o întrebare foarte complexă, ca să spun, sau răspunsul ar trebui să fie unul foarte complex. Încotro, așa cum spuneam pe la început, sunt 4 miliarde de hectare de pădure, 320 certificate PFC, la ora actuală, undeva la 400 și ceva, dacă nu mă înșel, PFC plus FSC. Așadar, mai este mult, mult, mult de lucru. Trebuie să înțelegem niște anumite situații. Sunt țări în care legislația silvică este mai puternică. Eu consider că România este una dintre ele. Avem o legislație silvică complexă, cu greșeli, dar una puternică. Managerăm păduri deja de sute de ani și o facem bine. De ce o facem bine? Pentru că pădurile noastre sunt foarte frumoase și toată Europa știe asta. Dar sunt țări în care acest lucru nu se întâmplă aproape deloc. Sunt o grămadă de păduri care nu au plan de management, nu are nimeni grijă de ele. Ele sunt acolo pentru că așa a vrut natura. Aceste păduri trebuie cumva și protejate pentru că nevoia de teren a omenirii cu siguranță va crește din ce în ce mai mult. Suntem zilnic martori unor defrișări, dar defrișări la modul serios, așa cum l-ați definit și voi în edițiile trecute, adică cu schimbarea destinației terenului, unde oamenii preferă să cultive altceva, cu totul altceva, și trebuie să facem cumva să le dăm valoare. Certificarea, cum îi văd eu viitorul certificării, ea trebuie să se adapteze, garantat. Adică certificarea, în momentul în care totul devine bine și frumos, la nivel internațional, peste tot o să fie numai păduri îngrijite și așa mai departe, certificarea va trebui să găsească acea cale de a continua să aducă ceva în plus. Astăzi eu consider că certificarea aduce, în primul rând, acea egalizare a standardelor, adică acea constanță prin care egalizăm aceste legislații naționale a tuturor țărilor și le aducem cumva la același nivel. Încercăm să avem lemn care a fost protejat și am avut în vedere acei trei piloni economic, ecologic și social în vedere în toate cazurile. Asta e rolul certificării. Și îndrăzni și eu un răspuns, Lucian, dacă vrei tu să închizi share screen-ul, că aș vrea să fac și eu share screen pe o poză, scurt și la obiect. Din punctul meu de vedere, este o opinie personală, certificarea, fie că vorbim de FSC, fie că vorbim de PFC sau orice alt standard de certificare, dar în mod special certificarea FSC, care este prezentă de mai mulți ani în România,
este o dovadă în plus a faptului că facem bine ceea ce facem și ar trebui să fie recunoașterea eforturilor noastre, ale celor care gestionăm pădurile, care avem grijă de ele, care le exploatăm sustenabil și așa mai departe. Ceea ce vedeți acum, vedeți situația la nivel mondial la finalul anului 2020, cu suprafețele certificate FSC de data aceasta. România, dacă numărăm acolo, cred că este poziția a 12 la nivel mondial din peste 70 sau 80 de state. Deci, încă o dată, având în vedere de data aceasta un standard internațional, iată cât de bine stă țara noastră. Încă o dată o spun, 2,8 milioane hectare din cele peste în jur de 6,5 milioane hectare fond forester național în țara noastră. Ca să răspund punctual, o garanție în plus. O garanție în plus că facem bine ceea ce facem cu recunoaștere internațională de data aceasta și aș relua exemplul de mai devreme. Eu, cumpărător din România, dacă cumpăr un produs certificat PFC sau FSC, fie că vorbim de un top de hârtie, de o cutie de carton sau pur și simplu un obiect din lemn, dacă văd acel logo, știu, urmându-i codul, știu și din ce țară provine și am garanția că toate principiile au fost respectate, necunoscând eu punctual, spre exemplu, legislația din Brazilia, precum nici cei din Brazilia habar nu au despre legislația noastră din România și așa mai departe. Deci, eu aici văd principala recunoaștere și principalul câștig al achiziționării unor asemenea produse. Sunt convins, cunoscându-l pe Luci și pe colegii săi, că peste câțiva ani și suprafețele certificate PFC în România vor crește și aș face o trimitere la prezentarea lui Liviu Nichiforel de acum 2 săptămâni apropo de structura proprietății în România. Sunt sute de mii de proprietari mici pentru care se pretează mult mai bine acest sistem de certificare PFC în detrimentul sistemului de certificare FSC care se pretează pentru suprafețe mult mai mari. Mi-a plăcut foarte mult și cu asta închei un alt cuvânt cheie pe care și Lucian l-a menționat și anume balanță. Balanță și echilibru până extensie. Să nu uităm că în țara noastră avem foarte multe, avem păduri atât cu rol de producție cât și cu rol de producție și protecție. Altfel spus, trebuie să găsim de fiecare dată balanța, să urmăm modele bune, cum sunt și aceste sisteme de certificare, care în cazul sistemului de certificare PFC prezintă foarte multe particularități naționale, după cum și Lucian a menționat. Eu îți mulțumesc mult, Lucian, pentru prezentare. Marin, dacă mai ai altceva de adăugat, te rog. Un singur lucru aș mai adăuga, dacă Mihai vorbea de, și înainte Lucian, de echilibru. Eu aș vrea să transmit cumva un alt mesaj pe lângă acesta și acela de responsabilitate. Pentru că, într-un fel, sigur, dincolo de toate conceptele, standarde și tot ceea ce implică fiecare certificare, indiferent dacă are legătură cu lemnul sau cu alte produse, presupune o responsabilitate. În cazul acesta al celor care este proprietar de pădure, indiferent de natura lui juridică, sigur, administratorii de pădure, cei care folosesc industria lemnul și mai ales consumatorii. Peste tot, până la urmă, putem vorbi de a fi conștienți de ceea ce ne dorim să se întâmple cu bogățiile pe care le avem, indiferent că e vorba de ceva din natură, ceva pe care îl folosim sau ceva pe care îl consumăm. Pentru fiecare act în parte, pentru că fiecare moment al vieții noastre, putem să fim responsabili și cumva în direcția asta merge și ideea de certificare. Aș vrea să vă mulțumesc amândurora, ne apropiem de final. Dacă mai sunt din partea fiecăruia dintre voi mesaje, idei de transmis către cei care ne urmăresc acum. Lucian, Mihai? Aș vrea să mai adaug ceva scurt și tu ai punctat foarte bine acest lucru al responsabilității. Pentru că, de fapt, atunci când cineva din exterior, care nu are nicio legătură cu un factor, nu știu, legislativ, deci nu vine garda forestieră sau altcineva la tine să te controleze, pur și simplu vine cineva pe care tu l-ai chemat și vine și îți verifică situația din firmă, trebuie să fii deschis, să accepți lucrul ăsta și să accepți că poți fi mai bun.
un auditor, dacă vine și îți spune ai probleme acolo, acolo și acolo, acest lucru nu va face decât să te facă mai bun, mai responsabil ca firmă, mai responsabil ca proprietar, mai responsabil ca administrator. Așadar, certificarea aduce ceva în plus, ceva muncă în plus, dar rezultatul cu siguranță în timp se vede și eu în experiența mea de auditor am observat că firmele și proprietarii certificați sunt mult mai organizați, firmele arată mult mai bine, mult mai curate, prin simplu motiv că au aceste verificări și vor. E vorba de a dori, de a vrea să demonstrezi că nu suntem așa cum de multe ori spune lumea. Și este o metodă, este o unealtă, așa cum am spus la început, dacă o folosești corect, ea poate să-ți aducă clienți mai mulți, poate să-ți aducă bani mai mulți, poate să-ți aducă recunoaștere pe piață și să nu-ți mai fie rușine că mergi pe stradă și spui că ai firmă de exploatare lemnului. Mulțumim mult, Lucian. Mihai, mai ai ceva de adăugat în final? De acord cu Lucian și încurajez și eu și întăresc această idee, este un instrument suplimentar, un instrument voluntar asumat fie de proprietarul de pădure, fie de patronul, structura de conducere a oricărei firme de exploatare, de prelucrare și așa mai departe. Și aș mai adăuga că este și un proces dinamic. Există standarde de certificare, standarde care în baza, dacă vreți, feedback-urilor sau experiențelor acumulate în anumite perioade de timp, sunt îmbunătățite. Odată la 3 ani, odată la 5 ani, de la caz la caz. Ceea ce înseamnă că ne aflăm într-un continuu proces de perfecționare, proces care este girat nu doar de către cei care lucrează în pădure sau cu pădurea, ci de către fiecare dintre noi din postura de simplu cumpărător. Cu cât încurajăm mai mult această certificare, fie că vorbim de PFC, FSC sau orice altă certificare la orice alt produs, cu atât mai mult bine ne facem fiecăruia dintre noi și societății în ansamblu. Mulțumesc încă o dată, Lucian, pentru prezentare. Mulțumesc. Marin, ultimul cuvânt îți aparține. Vă mulțumesc și eu amândurora și le mulțumesc și tuturor celor care ne-au urmărit în direct, dar și celor care ne vor urmări fie pe Facebook, fie pe YouTube, în perioada următoare, mai apropiat de noi sau mai depărtată. Cu aceeași precizare ca la început, orice informație ați vrea să ne transmiteți, întrebare, vă rog să o faceți pe toate mijloacele din social media și noi vom încerca cât de repede vom putea să vă oferim răspunsul care să vă ajute. Până atunci, seară frumoasă tuturor și vă asigurăm că și săptămâna viitoare ne vom revedea în direct pe pagina de Facebook Plantăm Fapte Bune în România cu o nouă conferință legată de un management forestier responsabil. Seară frumoasă tuturor! Seară bună! Mai bine!